Salutare, salutare! Astăzi ne-am gândit să facem, pentru că este cald, să facem o rețetă de înghețată cu doar 3 ingrediente, super sănătoasă, cea mai delicioasă înghețată posibilă pe care o poți face în casă și cea mai hrănitoare și sănătoasă, pentru că nu are zahăr și, în schimb, are un ingredient special care îți aduce un aport de proteine, vitamine, minerale și aminoacizi. Stai. Ghici care este? Păi, bineînțeles, căpșunile. Nu căpșunile. Ultra de vanilie. Ultra de vanilie. Ok, deci avem nevoie de fructe. Mami, te puțin. Noi avem căpșuni. Puteți să puneți orice fructe vă plac vouă. Ce vrei să fie, nu pățeam? Înainte să punem mami aceste căpșuni în bolul nostru magic, trebuie să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Corect, mami? Hai că mai aveți. 1, 2, 3. L-ați apăsat? Bravo! Acum vom pune o banană, de preferință să fie și ea înghețată, da? Tăiată cu feliuțe și puse la congelator. Dar dacă nu aveți timp să o congelați așa cum n-am avut noi timp astăzi, nu e nicio problemă, merge și așa. Merge. Îi dă pentru a îndulci și pentru a-i da acea cremozitate înghețatei. Și, bineînțeles, așa cum vă spuneam, ingredientul nostru special, pudra noastră proteică ultra light de vanilie, Ah, ce pentru bine un miroase! plus de nutrienți, vitamine, minerale, aminoacizi, așa cum v-am spus, proteine. Spune-le, mami, tu până pun eu aici, la ce mai folosim noi ultralight-ul? Păi, De ce îți place? mie îmi place foarte mult ultralight-ul, de orice. Mama îl folosește foarte mult de deserturi. Și dă o aromă bestială, pentru că eu sunt fan vanilie. Pentru că mama ne face... Nu știu dacă budinca cu cheia cu Da, și în budinca cu cheia aia e pune asta. preferata mea. Și pentru că, după ce mănânc bunica lui mama cu cheia, înainte îmi plăcea să mănânc ceva, dar acum îmi place foarte mult bunica cu cheia, o face perfectă, mai ales cu căpșuni. Și de ce îmi place? Pentru că după am energie să fac ce vreau. Exact. Deci, ultralight-ul este recomandat dacă vrei să ai mai multă energie, bineînțeles, dacă vrei să slăbești, iarăși ți-l recomand să înlocuiești o masă cu un shake proteic sau dacă vrei să pui câteva kilograme în plus, dar să pui masă musculară, da? Nu grăsime, atunci îți recomand să adaugi un shake la o masă. Asta mă ajută pe mine să iau în greutate. Așa. Acum o să facem puțină gălăgie, deci o să punem pe pauză. Ce facem? Mixăm ingredientele. Noi avem termomixul la viteza 8 timp de 30 de secunde. Bam! Ok, deci au trecut 15 secunde, nu 30. Cam așa arată înghețata în momentul ăsta. E foarte bună să o mănânci și așa dacă vrei o înghețată vegană, da? Sau dacă vrei să-i dai un plus de savoare sau cremozitate sau cum vrei tu, poți să adaugi și puțin iaurt, da? Eu prefer să adaug iaurt, poți să pui smântână din aceea pentru frișcă sau smântână. Mie îmi place cu iaurt pentru că îi dă și puțină așa gust de acrișor și nouă ne place Foarte mult. O lucrul adorăm. ăsta. O să facem din nou puțină galenție, că... Acum o să mixăm cam tot așa, 20-30 de secunde, da? Ok, deci am mixat încă 20 de secunde la viteza 5 și așa arată înghețata noastră. Este delicioasă și este simplu de făcut, rapid de făcut și foarte, foarte sănătoasă. Încercați-o și voi și lăsați în comentariu cum v-a plăcut. Și bineînțeles, dacă vreți ingredientul special acestei înghețate, pentru că să știți că face mult din această înghețată, pentru că îi dă și acea aromă de vanilie și în plus că este și o sursă hrănitoare, da? Vă las linkul în descriere ca să puteți să-l comandați. Pa, pa! Bye bye!